Bogdan, Șurubel și Ionuț. Azi dimineață la Virgin Radio. Este și ziua lui Tiesto, face 50 de ani. Wow. Mamă, 50 de ani Tiesto. Wow, frate. Deci dacă-l văd în autobuz, dacă-l vedeți în autobuz, vă rog, în primul rând, de ce merge cu autobuzul și în al doilea rând să-i dați locul de pe scaun. Vorbeam de 10 years challenge, de chestia asta pe care o... De fapt este, să ne înțelegem, este hashtag 10 year challenge. Da, super drăguț, poate e un trend nevinovat. Dar dacă Mark Zuckerberg folosește aceste informații pentru a-și perfecționa softul de recunoaștere facială. Stai mă, Ionuț, liniștit, mă, că nu se întâmplă nimic. Singurul lucru pe care îl poate face softul ăsta, aplicația asta, dacă vrei, să spună dacă te-ai îngrășat sau nu în ultimii 10 ani, sincer, și dacă există vreo legătură între a te căsători și a te îngrășa. Îi vezi pe colegii tăi de liceu? Eu am văzut, deci am colegi de liceu care au postat poză cu ei în 2009 când nu erau căsătoriți, poză cu ei în 2019. Clar, ai uitat la poze, clar, ăsta e căsătorit. Cum se numește trendul ăsta nou? Geniu Harry. Ce da, poți spune, Geniu? Se supune ca fetele să nu se mai epileze în ianuarie. Bă, oricum e frig, oricum ai bluși tot timpul pe tine. Sincer să fiu, pe mine nu mă deranjează. Eu nu sunt de acord. Eu unul am grijă de mine și nu l-a spăr să crească excesiv pe nicăieri, da? Îl țin sub control, da? Și da, ce mie nu-mi place, alteia nu-i face. Din păcate știu asta despre tine, Ionuț. Da, și eu mi se pare că cineva... Da, ai și din baie odată și nu m-a anunțat. Da. Norocul tău că se îngrijește. Mi se pare că trendul ăsta a fost inventat de cineva care s-a uitat prea mult la seria de filme Harry Potter. Da. Ați auzit de chestia asta? A apărut o cafenea în Budapesta unde, atenție, clienții sunt serviți de roboți. Băi, avantajul este că nu au cum să-ți scui pe mâncare, Bogdan. Adică tu n-ai avea cum să te cerți cu ei. Greșit. Poate să-ți lase niște lichid de baterie pe tiramisu imediat. Mă gândesc, dacă te ceri cu ei și ceri să vină managerul și apare vreun T9 din ăla ca în Terminator. I'll be back. Zi în maghiară. Ăștia sunt roboți maghiari. I'll be back. Am auzit roboții maghiari din Ținutul Secuiesc își doresc mai multă autonomie. Acum 8 ore autonomie, cât îi ții la cărcat. Autonomia robotului Secuiesc. Bogdan, Șurubel și Ionuț. Azi dimineață la Virgin Radio.